ziua și bine ați venit. Pentru cât suntem majoritatea prezenți, deschid lucrările de ședință ordinare convocate pe data de 20.12.2022. Având în vedere procesele de verbale din ședința anterioară, pe data de 18.11.2022, dacă sunt obiecțiuni la procesele verbale, dacă nu sunt, supunem la vot procesul verbal la ședința anterioară. Spune pentru toată lumea. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Se convocă ședința ordinară a Consiliului Local Bantani pentru data de 20.12.2022, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului audit financiar numărul 8.3.07 preluare la cunoștință și analiză în vederea urmăririi modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local Comunei Bantani de Zbatov și a listei de investiții pe anul 2022. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Societății de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Bacău de Bacău. Se supune preaprobarea ordinală de zi. Cine este pentru? Toată lumea. Împotrivă, abțineri? Trecem la primul proiect. Proiect de ordine privind însușirea raportului de audit financiar. Vă scriu la cuvânt, dacă sunt care vor să nu-i fi aprobat, nu trebuie aprobat în consiliu, dar trebuie adus la cunoștință. Trebuie adus la cunoștință și e ca o prezentare către Consiliul Local, în urma verificărilor care au avut loc. Trecem la proiectul privind aprobarea rectificării bugetului local a Comunei Bantani de Bacău și a listei de investiții pe 2022. Ați scris la cuvânt, dacă sunt. Domnul Rață. Eu nu pricep. Eu sunt mai greu de cap. Ați venit data trecută la ședință cu un proiect de hotărâri, tot la fel cu rectificare, cu drumuri, cu alea, nu? Da. Rectificare... Banii alocați drumuri comunale. Dar care sunt domnule acelea? Eu nu zic că nu le-a făcut, ferească da. Dumnezeu. Dar care? Drumuri locali nu scrie în proiect. Nu scrie. Trebuie scrie. Care sunt? Eu sunt de acord. Asta nu că nu sunt împotrivă. Au rămas niște bani de la drumuri. De acord, nicio problemă. Și Balcan Marnea, dar și i-am transferat. Da. De unde au rămas? De la lucrările. Care lucrări? Adică de unde locul? De acord, dar de unde? La Gedeon și Balcani Margini, alea trei drumuri la Balcani okay. Margini. Ok. Asta pentru ședința trecută, nu? Că i-ați luat și i-ați dat acolo. Acum i-ați luat și i-ați dat în altă parte. Eu nu pricep. Din suma care a rămas de la drumurile locale, Gedeon și Balcani Margini, s-a alocat la drumurile locale care le vom executa dacă o să avem aprobarea. Prin Angel Stalini. Păi mai puteți anul ăsta? Ce? Să mai faceți lucrările? Nu, dar nu. Transferăm pentru proiectant. Pentru proiectare? Pentru proiectare, da. Păi de ce nu scrieți asta? A trebuie să scrii. Deci eu nu știu pe bune acu' sec. Vreau să prepar. Dom'le, pentru cultura merge, nu pentru alții. Foarte bine că să fac lucrări. Trebuie să faci o lucrare. Păi știe de asta? Păi știam să fac, dar nu știam unde. Sincer. Nu se știe unde se fac lucrări. După ce începe lucrarea, da, dar înainte... Adică nu vă supărați, dar eu n-am auzit niciodată în ședință că se face în punctul cutare. N-am auzit. Voi fi eu mai în vârstă, probabil... În fiecare punct, dar
Nu prea citesc, așa domnule. Da, uite că eu sunt mai Toma necredincios. Pentru asta mă abțin. Că nu știu, nu că nu sunt de acord. Nu știu. Dacă mai sunt, doamna Emilia, domnișoara Emilia. Că veni vorba de drumuri, voiam să vă propun și vă semnalez, nu știu, ce-a fost un accident pe Valea Frumoasă. Dinspre Valea Frumoasă spre cantina, ar trebui eșanțul la partea adâncă, amenajat ceva, un, nu știu, un parapet, ceva. De când a fost ca să se evite. În urmă cu ceva timp a făcut cineva în eșanțul ăla. Două săptămâni. Și acolo poate oricând cineva, deci poate venea o nenorocire, e pericol public acolo. Poate un copil merge cu bicicleta, se dezechilibrează și cade în șanțul ăla și e foarte pericol. Pe cantină, între cantină și știu. Un parapet, nu știu, faceți ceva, dacă tot s-au transferat niște bani, eu zic că acolo ar trebui... Accidentul a fost destul de grav și am înțeles că încă sunt foarte rău persoana respectivă. Nu știu. Era trezor? Eu nu știu, dar acum ce important are. Puteți să fie un copil care se crește o mașină și se retrage pe margini și știu. Cade, deci știu, e periculos, da. Mai e cineva care mai vrea să ne comente? Dacă nu mai sunt, supunem la vot. Cine e pentru? Eu v-am spus cu motivația maxim. Abținerii, domnul Barlo. Cine? Domnul Barlo. Domnul Rață. Și domnul Rață. Nu că n-aș fi de acord, sunt de acord în tot, dar parcă aș vrea să știu și o să scrie acolo. Doamne, uite, să facem punctul cu tare. Trecem la punctul 3. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special în ADIP, în vederea executării votului Consiliului Local al Comunei Bacău, Bursul Bacău. Fiecare nu trebuie aprobat. Nu scrie la cuvânt, dacă mai sunt. Dacă nu sunt, supunem la vot, cine e pentru? Abțineri, potrivă, toată lumea pentru. Trecem la diverse, nu? Când mai sunt probleme care nu înțelegi, la ședința de comisie, chemați pe cineva din compartimentul respectiv și vă explică. Și poate fi greșit dacă nu-i trecut. Dar nu-i trecut. De ce o luați ca pe un reproș? Nu, m-am referit la toți consilierii, nu la noi asta. De când nu se înțelege în ședința de comisie, poate să nu ridica. Da, la diverse, dacă se înscrie cineva la cuvânt. Domnul Gânga. Vreau și eu pe domnul Barna. Domnul Gânga, aveți cuvânt. Da, iar de nou revin cu iluminatul public. Trebuie să faci ceva să fie lumină noaptea, s-au furat 3 cai. Și s-au furat exact în perioada când sunt luminile stânse. Deci de grad la 8. Păi noi dacă ținem jumătate de noapte, adică jumătate de noapte, raiul pe pământ. Două săptămâni funcționează. Eu știu că funcționează, dar nu le opri, că de sărbători. Deci după sărbători se rămână, băi, anunăm din ele, pentru că vă dați seama, hoții când își fac treaba, când e întuneric. Și hai să avem în vedere să măcar jumătate să meargă. Deci iluminatul public nu trebuie să facem economii, să fie jumătate de noapte, să fie raiul în Comuna Balcan, după aia au convenit ea. Iar dacă vreți să faceți economii, faceți un proiect de hotărâri și dacă aprobă consilierii, bine, dacă nu, nu. E greu să ai un animal și să-l furi din graj, nu vede nimeni. Și nu vede doar la... Dacă era de curat, era ăla, e curat cu bună știință și să știi, cred. Și referitor la... Era, știa dinainte și... Era proiectul ăla, ce mai este cu el? Cu camerele de sub la vegheri. Da, o aprobat, ne așteptăm să nu chem semnă acordare. Înainte de votare. Da, sunt foarte buni. Sunt foarte buni pentru că, vă dați seama, poți să... Ies noapte la ta. Da, altcineva, da, eu atât am avut. Domnul Barna, mai aveți? Da. Eu aveam foarte multe lucruri pe care vreau să vi le spun, dar având în vedere că urmează Crăciunul și sărbătorile de iarnă, vreau să vă urez tuturor sărbători fericite în primul rând, an nou fericit. Și vă anunț de acum că o să vi le spun începând cu luna ianuarie. Dar nu mă pot abține să nu menționez de gafa care insistați să o faceți, cu toate că vă spun de 6 ani de zile, să puneți niște
dulciuri de calitate în plasele alea care le dați copiilor. Pentru că scopul nostru în viață nu este nici să ajungem ca dumneavoastră sau ca domnul vice gabarit, depășit, nu vreau să jignesc pe nimeni, nici ca dumneata la cuțit. Scopul nostru este să ne creștem copiii sănătoși. Când le pui porcării la grădiniță de genul celor pe care dumneavoastră le-a spus în plasele alea, alea nu sunt comestibile. Să dai suc cu acid unui copil de 4 ani e crimă, domnul primar. Da? Nu ne mai otrăviți copiii. Dacă puneți niște lucruri și vreți să faceți un cadou, puneți mai puțin, dar de calitate. Decât mult și prost, mai bine puțin și bun. Atât. Și restul mai discutăm noi în ianuarie, pentru că sunt mai multe lucruri de spus. V-am spus, nu vreau să-mi stric buna dispoziție, vin de la serbarea, prima serbare a fetiței cele mai mici. Și nu vreau să-mi stric buna dispoziție. Dar chestia asta cu cadourile, nu înțeleg de ce insistați. V-am spus în fiecare an și insistați să puneți numai porcării acolo. Și bani ați avut. Și bani ați avut. Au termen de garanție. Nu vorbesc de termenul de garanție. Sunt luat de dulciuri de la metro, nu de la unitate. La metro au și lucruri de calitate, au și lucruri de calitate. Și eu zic că-s de calitate. N-am auzit, n-am avut nici. Se vede, dacă se vede că le considerați de calitate, că de-aia ați ajuns la cuțit ca să arătați un om normal, că nu mai încăpeați pe ușă. Care-i problema ta? Păi vă spun, nu mai dați copiilor, nu mai dați copiilor prostii. Dar tu ești normal? Domnul primar, eu zic că da. Caută-te, domnule, la un doctor, lasă cuțitul, lasă, tu te și caut. Nu vorbit tot nesta ședință, oare domnul primar, stăpâniți-vă să nu faceți vreun infarct pe ceva, să înroșiți cam tare. Nu, n-am probleme cu sănătatea calmă. Nici cu capul n-am probleme ca tine. Puneți-i domnului să care are un răspuns. Vă abateți la discuție. Eu nu mă abat, eu atât am vrut să-i spun, v-am spus. De la reproșuri, unde ajungi? Poftim? Nu, de ce reproșați? Ce răzi? Deci discutăm... Păi nu, eu i-am reproșat faptul că în plasa aia lucrurile alea nu sunt comestibile, nu-ți de dat copiii. Orice ar fi fost în plasă, nu-ți ar fi nu-ți convine ție. Nu-ți convine, cu orice aș spune, poți spune aur, dacă pun de 14 carate, tu vrei de 19, 18, nu mă prind. Da. Că nu-s așa bogat ca tine și chiar bușă, harnic și deștept ca... Exact. Nici n-aveți cum. Păi n-am cum. Gata, domnul. Nu crezi cu om, nu cu animal. Aveți cuvântul, domnul Corda. Da, în legătură cu discuția care s-a aprins un pic acum. Eu cred că toate produsele care sunt în marele centre comerciale sunt verificate de cineva. Sunt în termen. Și sunt în termen și nu cred că ar fi o travă. Odată ce sunt băgat în comerț, cineva răspunde de verificare, de calitatea lor. Nu cred că bine așa le luăm de la colț de stradă, făcute de niște firme neautorizate. Acolo la metro, nu cred că este un magazin de mâna a doua. Au certificate cu formă, fiecare produs toate calitățile și toate drepturi de a fi... Eu cred că sunt comestibile, odată ce sunt la rap, nu cred, nu cred așa ceva. Eu nu susțin ideea. Eu cred poate că nu o fi chiar toate de super calitate, dar copiilor... Ați găsit copiii nemulțumiți? Nu, și eu am mâncat din el, n-am nic. Da. Și copiii nu s-au... Toți copiii s-au bucurat, au fost mulțumiți, au fost destul de consistent. Cred că niciodată nu au fost ca anul ăsta atât de multe și cred eu chiar de bună calitate. Da, sunt extraordinare. Produsele de la Aro sunt cele mai bune din România. Domnule, odată ce sunt în comerț și sunt autorizate, trecut de la vânzare... Nu poți de la Aro. De la Aro n-am găsit nimic. Da, nu. O să vă pun fotografii, să vedeți. Tu cum ai venit odată cu un tricou luat de la... Nu, era tricou vândut de... Probabil ești trimis de o firmă. Ești trimis de o firmă. Spune-i firma de la care și cum poți și cum. Ați avut și produse de la Aro. În plasa respectivă. Da, dacă spune. mai este careva care vrea să mai se întâmplă la tine. Da. Sărbători fericite. Dacă nu stăm de... O să mai avem o ședință de urgență orientată, că nu mai vin niște bani acum la... Am văzut că nu-i oficial, mi se mai alocă niște bani, o să mai facem o ședință din dată. Și domnul președinte de ședință, data trecută, domnul primar promitea că vom primi, eu am cerut și cu domnul primar, marea strategie a Comunei Balcani. N-am primit-o.
Ăla era material de ședință care trebuia prezentat tuturor consilierilor de ședința trecută. Hai să primești. Când? Chiar avem mult de lucru. Nu-i timp pentru asta. Termenul legal. Nu ești învățat cu jalbine, cu deasă. Scrie mai departe. Ați văzut că ați pierdut și ați fost nevoit să-mi răspundeți. Ce-am făcut? Ați fost nevoit să-mi răspundeți. Pentru asta te pui să-mi plătești avocatul. Pentru că ai pierdut, nu că am pierdut. N-am pierdut nimic, domnul primar. Dumneavoastră nu ați respectat legea. Și justiția v-a obligat să răspundeți. Nu pierdut procesul. Nu, n-am pierdut procesul. Nu. Mi-ați trimis materialele pe care le-am cerut. Nu, n-am pierdut procesul. Am primit materialele pe care le-am cerut. Vedeți? Declar ședință închisă.